Momentul în care un ou născut abandonat a fost salvat de mai mulți pui de cățel a emoționat o lume întreagă. Puii au ținut de cald până când acesta a fost găsit de un localnic. Conform Digi Animal World, bebelușul din India a fost abandonat de o mamă care nu îl dorea, iar autoritățile l-au găsit pe acesta înconjurat de mai mulți pui de cățel. Potrivit polițiștilor, mama puiilor i-a pus pe micuți lângă nou născut atunci când l-a găsit pentru a-l ajuta să treacă peste noaptea rece. Aceștia au stat lipiți de copil și l-au ajutat să-și mențină temperatura corpului constantă. Copilul fusese părăsit în mod sfâșietor în timpul nopții, fără nicio îmbrăcăminte și cu cordonul ombilical încă atașat. Potrivit rapoartelor, bebelușul a fost găsit de un câine fără stăpân care a avut grijă de el împreună cu puii ei până a doua zi, când un localnic l-a auzit plângând, potrivit Mirror. Căldura cățeilor și a mamei lor a ținut nou-născutul în viață. Trebuie să recunoaștem că bebelușul a avut noroc, a declarat un localnic. Localnicul l-a auzit pe bebeluș plângând și a mers imediat să verifice. Acesta a fost găsit complet nevătămat, fiind protejat de o cățelușă și de puii ei. Bărbatul a informat imediat o organizație care ulterior a anunțat poliția. Bebelușul a fost preluat de aceștia și examinat de medici la un spital local. La 11 dimineața am văzut că în satul nostru este o fetiță nou-născută care plângea și zăcea alături de căței. Am intrat în panică și am informat departamentul de sănătate înainte ca nou-născutul să fie dus la spital pentru un control suplimentar, a declarat bărbatul care a găsit bebelușul. Nu sunt părinți, sunt niște criminali. Este un miracol că nou-născutul a supraviețuit, mai ales că mulți câini vagabonzi pot fi răi în toiul nostru, a spus localnicul. O anchetă este în desfășurare, iar poliția îi caută părinții bebelușului. Ofițerul superior al poliției a declarat că este șocat, conform Digi Animal World.ro.